ziua! Bună ziua! Să rămână, bună ziua! Bună ziua! Vă mulțumesc pentru prezență alături de noi. Cred că împreună cu fiecare dintre dumneavoastră începe schimbarea aici, la Roman. Astăzi, cu încredere și cu speranța în viitor, alături de echipa mea, am depus listele de candidați ai PSD Roman pentru funcția de primar a municipiului Roman și pentru Consiliul Local al municipiului Roman. Pe această listă nu veți regăsi doar niște nume, ci veți regăsi specialiști în fiecare domeniu, oameni de toate vârstele, uniți de o singură viziune, dorința de a face o schimbare în bine la Roman. Noi vrem să repornim motorul de dezvoltare a Romanului. Din păcate, în ultimii ani, am observat că am cam bătut pasul pe loc și nu mai acceptăm acest lucru, ci ne dorim să facem o schimbare, pentru că noi suntem oameni care nu suntem obișnuiți cu mediocritatea. Vin în fața dumneavoastră pentru că vreau să candidez la funcția de primar, deoarece noi, romașcanii, merităm mai mult decât ceea ce s-a întâmplat în ultimii 4 ani. Și credem că, în afară de niște promisiuni și nimic altceva, nu s-a întâmplat nimic notabil. De aceea, cred că în ultimii ani am observat cu toții că am fost martorii unei administrații liberale care nu a livrat absolut nimic pentru romașcani, iar comunitatea în care am trăit a fost o comunitate care nu a fost ascultată aproape deloc la nivelul administrației publice locale. Probabil și din cauza faptului că trebuia să vorbim mai puternic, să se audă vocea noastră tocmai până la București. Că aici, în Roman, din păcate, așa cum am spus de mai multe ori, nu a fost nimeni care să ne asculte. Mai avem o problemă legată de tineri, pentru că noi chiar nu mai acceptăm ca tinerii noștri să plece din Roman, din cauza faptului că această administrație liberală nu le-a dat nici măcar o șansă să-i asculte sau să-i implice în anumite activități. Avem un contracandidat aici la Roman, care își amintește odată la 4 ani că este romașcan. Abia așteaptă prilejul să vină alegeri, să ne spună acest lucru și, desigur, abia așteaptă ca imediat să-și facă buletin de București. Pentru că a făcut acest lucru în 2016, când a candidat la funcția de primar și după aceea a plecat la București. A făcut acest lucru în 2020, când a candidat la Consiliul Local, a primit votul romașcanilor, dar a plecat la București. Cu siguranță la fel va face și acum. Și îl întreb pe contracandidatul meu, cam cât timp crede el că ia până pleacă din nou la capitală? Eu vreau să vă asigur de un singur lucru. Candidez la primăria municipiului Roman ca să rămân aici, alături de romașcani,
alături de toți cei care își doresc ca deciziile care se iau la Roman să se ia la Roman, nu de la sute de kilometri distanță. Trebuie să înceteze această modalitate de a face administrație la Roman. De aceea, ora exactă la Roman se va da zi de zi de aici, din sediul primăriei municipiului Roman, și nu odată la 4 ani, când apare fiecare cu câte un proiect de ăsta mai fantasmagoric. Trebuie să înceteze, repet, această modalitate de a face alegeri și campanie. Eu sunt aici, alături de dumneavoastră, pentru a vă spune că a sosit timpul să acționăm. A sosit timpul să facem alegeri pentru Roman, pentru noi toți. De aceea pășim în aceste alegeri cu încredere și cu speranța în viitor că putem pune din nou Romanul pe motorul de dezvoltare pe care l-am lăsat în 2020 când am părăsit această instituție. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat prilejul să-mi expun cele câteva gânduri. Cu siguranță pe parcursul campaniei electorale vom avea mult mai multe lucruri de spus. Îl invit pe domnul Daniel Harpa, președintele PSD Neamț și viitorul președinte al Consiliului Județean Neamț, să ne adreseze câteva cuvinte. Vă rog, domnule președinte. Domnule primar, mulțumesc frumos. Bună ziua, doamnelor și domnilor. În primul și în primul rând, eu vin de la o altă depunere de candidaturi din zona Neamțului, de fapt din Târgu Neamț, și am făcut așa o comparație între echipa din Târgu Neamț și echipa din Roman. Și mi-aduc aminte că acum 12 ani, când am câștigat primăria Târgu Neamț, exact asta s-a întâmplat, ceea ce se întâmplă la dumneavoastră, adică o schimbare. Se vede clar că Romanul, municipiul Roman, va avea o schimbare în bine, în primul și în primul rând, o schimbare la primăria Roman, așa cum îl știu eu pe Lucian. Într-adevăr, este omul potrivit la locul potrivit și va face ceea ce și-a propus. Dar se vede că în jurul candidatului dumneavoastră, în jurul viitorului primar, există o echipă adevărată, o echipă din oameni profesioniști, oameni serioși, oameni care nu au, eu știu, au făcut stânga-dreapta în momente grele, și aici mă refer la mutarea de la un partid la altul, dar eu vă spun cu sinceritate că am făcut o alegere perfectă atunci când eu cu Lucian am hotărât ca el să candideze la primăria municipiului Roman și eu să candidez la Consiliul Județean Neamț. Sigur, sunt foarte, foarte multe proiecte comune, iar eu vă spun sincer că Lucian se va ocupa în primul și în primul rând de primăria municipiului Roman și de municipiul dumneavoastră. Spun acest lucru că deja în ceea ce ne-am propus să le spunem oamenilor în campanie electorală și în proiectele noastre comune, prioritatea numărul 1, atât la Roma cât și în județul Neamț, este sănătatea. Vă spun de acest lucru că am cam mers prin toate zonele unde avem spitale, unde avem centre de bătrâni, centre de copii și se vede clar o stagnare, în special în zona Romanului și în zona Piatra Neamțului, unde avem o administrație locală care nu le-a interesat absolut deloc sănătatea, care este prioritatea numărul 1. Și aici pot veni cu un exemplu la dumneavoastră, la Roman. Tocmai din acest motiv am ținut foarte mult să fie alături de noi și președintele Consiliului Județean Neamț, domnul Asafte, vicepreședintele Consiliului Județean, domnul Adrian Păduraru, și v-aș ruga, atât dumneavoastră din mass media, cât și colegii mei din spatele nostru, să vizitați un spital terminat, construit de administrația PSD în Roma. Și aici vorbesc de spitalul de psihiatrie, Sfântul Nicolae. La fel, v-aș ruga, și Lucian cu siguranță împreună cu mine vom merge să spunem adevărul oamenilor, să vizităm toate investițiile făcute în ultimii 8 ani de zile de Consiliul Județean Neamț, condus de administrația PSD, condus de președinte de Consiliul Județean PSD și de consilieri județeni PSD în alianță cu două, trei partide. Nu văd realizări din partea primăriei sau administrației PNL la Roman, comparativ cu ceea ce a făcut administrația PSD, ceea ce a făcut Partidul Social Democrat
în ultimii ani. Așa că eu nu pot decât să-i urez mult succes viitorului primar al dumneavoastră și vă asigur că împreună cu mine la conducerea Consiliului Județean Neamț vom realiza ceea ce nu s-a realizat în ultimii 8 ani aici la dumneavoastră la Roma și sigur în tot județul Neamț. Profit de această ocazie, vorbeam și cu Lucian înainte de conferință, să vă spun clar că nici eu, nici dânsul, nu am venit aici să mimăm o funcție la președinția Consiliului Județean sau o funcție la primăria Roma. În primul și în primul rând, toată lumea știe că la guvernarea României este Partidul Social Democrat, avem premierul României pe domnul Marcel Ciolacu, avem un ministru al transporturilor care știți foarte bine, inclusiv la dumneavoastră trece autostrada Unirea a șaptele, și mulți, mulți alți miniștri care se implică și se apleacă spre zona Moldovei, comparativ cu ce vedeți sau ce a mai rămas din partidul istoric, Partidul Național Liberal, în afară de minciuni și de atac la persoană, nu știu să fac altceva. Spuneam că nu ne-am băgat în această luptă electorală decât după ce am analizat cu atenție acele sondaje de opinie care s-au efectuat în cursul ultimului an. Dacă sondajele de opinie erau așa cum spun adversarii politici, și aici mă refer la Partidul Național Liberal, nici eu, nici Lucian nu eram aici în fața dumneavoastră, pentru că, dacă vă aduceți aminte, în 2020 același lucru s-a întâmplat. PSD-ul avea 20 nu știu cât la sută, PNL-ul avea 30 ceva la sută. Și s-a văzut clar care au fost rezultatele și care a fost realitatea. Așa că nu ne rămâne decât să ne ducem la îndeplinire misiunea noastră politică. Sigur, noi suntem oameni politici pe o perioadă determinată cât ne votează electoratul, dar eu vă garantez și vă promit aici în fața dumneavoastră și în fața colegilor mei că atât Romanul, cât și Piatra Neamțu și Consiliul Județean va fi câștigat de Partidul Social Democrat prin candidații pe care îi avem și care cu siguranță vor veni alături de dumneavoastră, alături de electoratul din Roma, din Piatra Neamț, din județul Neamț, să spună realitatea în tot ceea ce privește proiectele și ce nevoie au oamenii în județul Neamț. Încă o dată, Lucian, te felicit. Fac și eu un apel colegilor care sunt alături de noi, să fiți alături de Lucian, să fiți alături de mine, să fiți alături de organizația județeană, de organizația municipală PSD, astfel încât după data de 9 să sărbătorim și să venim cu o schimbare așa cum ne-am propus în rândul romașcanilor, în rândul nemțenilor. Mulțumesc încă o dată. Succes! Le mulțumesc pentru implicarea din ultima perioadă în toate acțiunile pe care noi le-am făcut aici la Roman și pe care urmează să le mai desfășurăm. Le mulțumesc pentru efortul pe care l-au făcut în strângerea peste 12.000 de semnături. E un lucru absolut remarcabil și acest lucru nu s-ar fi întâmplat fără o muncă de echipă. De aceea, la Partidul Social Democrat, fiecare membru este atât de important încât îl prețuim la adevărata valoare. Mulțumim încă o dată și dumneavoastră, le mulțumim romașcanilor pentru susținerea pe care ne-au arătat-o de-a lungul acestei campanii de strângere de semnături. Îi asigurăm că în perioada de campanie electorală vom fi zi de zi alături de ei, la fel cum vom fi zi de zi după data de 10 iunie alături de ei pentru implementarea proiectelor pe care noi le vom propune. Vă mulțumim încă o dată!